Haideți să continuăm. Între timp m-au tot sunat de pe la școală și a trebuit să mă întrerup și acum o să continui până la sfârșitul acestei perioade, da? Acestei etape, etapa a treia, da? Bun. Hai să continuăm. Deci v-am zis, delimitez acele pătrate în spațiul formatului, da? Dacă se poate vedea. Deci, practic, aici se văd deja conturate cele 7 pătrate. Mă duc și șterg tot ce este în plus aici, da? Aici am rămas. Și deci avem în spațiul formatului deja făcut ce? Cubul desfășurat. Bine, o să trasez aici și liniile care vor delimita cele două pătrate, aici și aici. Da? Haideți să le trasăm. Și aici. Bun. Și acum deja începe să se murdărească foaia, așa de praful ăsta de grafit, imediat se plimbă ușor pe hârtie. Uitați-vă cum arată la mine cele 7 pătrate, da? Bun. Acum, să stegem ce mai este aici în plus. Am zis, foaia de hârtie lasă ușor, se impregnează ușor cu grafit și atunci încep să apară mizeriile. Bun. Acum, continuăm cu... mai sunt 16 minute. Continuăm cu dispunerea proiecțiilor în pătrate, da? Asta este partea cea mai importantă, dispunerea proiecțiilor. Bun, și acum o să trecem și o să facem exact, ca să putem să facem lucrul acesta. Deci vedeți că toate muchiile, da, proiecțiilor, care sunt făcute cu linie groasă deja aici, ele sunt toate pe aceeași linie. Deci voi pleca de la acest fapt. Deci ele vor fi pe aceeași linie. Deci practic mă duc aici și fac niște caroiaje, niște linii de caroiaj pe orizontală și pe verticală. Pentru că știu că pe aceste linii de caroiaj voi face muchile care vor reprezenta conturul exterior. Da? Haideți să facem lucrul ăsta. Pentru asta va trebui să împart aici. Sau haideți să împart aici. Cel mai bine, de să nu plecăm, să plecăm de la al doilea, de aici. O să plecăm aici. Deci pentru caroiajul exterior. Da? O să fac o împărțire. Aici am așa. 10, 20, 30, 40. Deci pentru proiecția de aici. O să am așa. O dată aici, o dată aici. Așa. O să mă duc și aici. Bun. Și acum, ia uitați-vă ce fac eu. O să unesc aceste linii de caroiaj, deci pe orizontală. Deci, practic, voi trasa pe orizontală liniile acestea de caroiaj, deci în care sunt încadrate liniile de contur. Și aici, pe verticală, la fel. Ia să punem și pe verticală, totuși. Ia să punem aici. Deci, 10.
Aici trebuie să fac niște simboluri foarte, foarte fine, pentru că liniile acestea vor rămâne final și să nu se vadă acele puncte. Așa. Și haideți să le trasăm. Deci, pot să zic așa. O să mă duc cu... De aici o să mă duc și o să trasez o linie de carte, așa, dintr-o parte în cealaltă. Hai să zicem, o voi trasa foarte, foarte, foarte fin acea linie. Așa. După care mă duc la cealaltă. Bun. Deci, uitați-vă. Liniile de caroiar se văd? Da? Deci le-am trasat pe orizontală, pentru că știu că aici, între aceste linii, vor fi încadrate muchile de contur ale piesei noastre. Da? Bun. Același lucru îl voi face și pe verticală. Uitați-vă, deci l-am trasat și pe vertical acum, da? Bun. Acum, ce fac? Mă duc și fac ceea ce se vede aici în pătratul central, este vederea principală a piesei, da? Vă spuneam eu în curs că alegerea vederii principale se face în funcție de detaliile de formă și de dimensiunea acelei piese. Deci cu cât am mai multe detalii și mai multe informații vis-a-vis de acea piesă, dintr-o anumită poziție, cu acea poziție o luăm sau o alegem ca și vedere principală, adică corpul de literă A. Bun. Și acum, ce facem? Păi e foarte ușor, ia uitați-vă. Corpul de literă A, deci pot deja să mă duc, bine, nu fac cu linie groasă deocamdată, dar pot să mă duc deja să îmi stabilesc deja unde va veni liniile de contur. Vedeți că corpul de literă A este la egală distanță față de laturile pătratului, da? Se poate vedea, da? Deci, practic, eu pot de aici, începând, să fac, deci pot să mă duc și să reprezint exact linia de contur, da? De mai avem ceva timp, 9 minute. Bun, hai că e bine. Mă duc și reprezint linia de contur. Aici pot să o fac ceva mai gros. Bine, nu o să fac din start cu linie groasă, v-am zis, dar o conturez puțin mai bine ca să știu că acolo voi veni cu o linie mai groasă. Deci lucrul ăsta pot să-l fac deja.
Dar v-am zis, încă nu folosesc linia groasă pentru că, nu am terminat desenul. Așa. Aici o să mă duc, deci nu știu deocamdată, mă duc pe aici, așa. Deci aici o să vină pe interior. O să lucrez chiar, nu mai folosesc o riglă, folosesc un, e chiar din asta ceva mai mic, să zic așa. Așa. Așa, nu știu dacă se vede. Deci vedeți cum a conturat în interior? Se vede, da? Bun, și acum o să definitivez. Și o să fac ceva aici, un mic artificiu, ca să se vadă ce voi face. Deci, artificiul care îl fac aici va trebui să fac teșitura de la corpul de literă A, da? Deci o să duc linia aceasta undeva până la jumătatea laturii pătratului ăsta, deci până în punctul ăsta, deci se poate vedea, da? Până aici, da? Iar de aici mă duc cu teșitura, da? Ia uitați! Și a ieșit conturul exterior, se vede? Se vede conturul exterior. Deocamdată nu folosim linie groasă. Deci l-am conturat puțin mai bine. Da? Bun. Acum mă duc și fac gaura de la corpul de literă A. Da? Bun. Acum, deci, ia uitați. În felul acesta am terminat ce? Vederea principală, da? Vederea principală. Asta este vederea principală. Merg mai departe și fac celelalte proiecții. Astea sunt proiecțiile pe planul lateral. Deci, asta este proiecția pe planul lateral, pe, ziceți, după vederea din stânga. Deci, de aici, vederea din stânga, proiectat pe planul lateral din dreapta. Asta este planul lateral din dreapta. Iar asta este proiecția pe planul lateral din stânga după vederea din dreapta. Deci vederea este de aici și proiectez pe planul lateral din dreapta. Pentru că, astea, ziceți, fețele cublului se vor desfășura, se vor rabata. Da? Deci pot să mă duc și să fac și cele două proiecții. Ce se întâmplă când fac vederea din stânga, deci de aici, ca să fac proiecția pe planul lateral din dreapta, toate muchile astea care nu se văd le voi reprezenta cu linie întreruptă subțire. Da? Bun. Ia uitați-vă ce fac. Deci, dat fiind faptul că știu că aici vor fi niște linii întrerupte, da? Eu pot să mă duc și să șterg din caroiaj aici, practic, porțiunile acestea de linii, pentru că ele se vor vedea ca și continuă și va trebui să fac linii întrerupte, da? Dar, înainte de asta, fac conturul. Deci, ce se poate vedea? Se poate vedea conturul aici, da? Bun. Și hai să vedem cum facem conturul. Conturul e foarte simplu.
Da? Deci, se vede conturul aici, da? Se vede, da? Conturul, da? Bun. Mă duc și șterg liniile acestea din interior. Pentru că știu că acolo voi veni cu linii întrerupte. Și aici, fiind linii întrerupte, sunt muchii fictive, muchii pe care eu nu le văd. Sunt muchii acoperite, da? Pentru că vederea întotdeauna este din stânga, proiectată pe plan lateral din dreapta. Bun. Același lucru fac și pentru proiecția pe plan lateral din stânga, după vederea din dreapta, da? Deci mă duc și fac conturul exterior. Uitați-vă și conturul pentru proiecția din pe planul lateral din stânga, conturul, da? Bun. După care ce trebuie să mai fac? Haideți să facem și pentru, deci asta este vederea de sus, deci dacă ar fi să mă uit de aici, de deasupra, proiecția pe planul lateral de jos se vede aici, deci asta este vederea de sus, cum ar veni, pe planul lateral cel mai, pe planul cel mai de jos al cubului, da? Iar ceea ce se vede aici este ca și cum aș uita de sub corpul de literă A și proiectez pe planul de deasupra, da? Planul situat deasupra, da? Ceea ce se vede aici. Haideți să facem și aceste conturi. Și puțin, da, o să rectificăm. Oh, am greșit. Aoleu. Vedeți? Bun, o să opresc aici partea a treia și o să încep cu partea a patra.